Guvernul Cioloș a căzut, 88 de voturi sunt pentru guvernul Cioloș, restul abțineri sau împotrivă. Știam destul de clar încă de la începutul zilei că nu vor avea aceste voturi pentru că liderii politici s-au exprimat foarte clar, au spus că nu vor vota acest guvern. Cel mai probabil se va ajunge din nou la negocieri politice.